Cât bagă, mă? Iată-ne la seria 2, episodul 3. Primul episod cu o mașină modificată de asfalt uscat și perfect. Ce? Bine ați venit la sezonul 2, episodul 3, primul episod în care trecem la mașinile de vară. Să sperăm că și vremea ne ajută și o să putem să o ținem tot așa. Și după cum vedeți în cadru, avem un Nissan 350Z, puțin modificat, al lui Fara Cristian. Am zis bine? Fara Cristian. Zis și... Cum îți zic băieții ție? Am și o vârstă. Bun. A fost o chestie din copilărie. Bănuiesc că ești familiarizat și ai văzut episoadele noastre și ai văzut toate. Că eu vorbesc mult și ai văzut întrebările. Nu-ți mai pun niciuna. Zi tu, frate, 10 minute. Mă apuc singur să vorbesc pe aici, stau. 10 minute. Cum a început pasiunea? Care a fost prima mașină? Ce mașini modificate ai avut? Nu și mergești. Dacă ai poze cu ele, o să apară și în episod. Poze? Da. Care a fost ordinea cronologică? Cum ai ajuns la Nissan 350? Și-ți mai zic eu pe parcurs. Că iar deja ai pus multe întrebări. Nu le mai țin minte. De asta ca eu să tac. 5 minute, mă uit la ceas și tu zici. Și când ai răspuns la toate întrebările astea, mai vine cu altele. Bine, cu ce să începem? Primele mașini? De unde a început pasiunea la tine? Cum ai ajuns tu să fii pasionat de mașini? A început locuind în drumul Taberei. Am fost vecin cu celebru Florica Nesele, după vremuri. Așa. Am prins vremurile în care în drumul Taberei erau toate terasele, toate... Era... miezul Bucureștiului la momentul respectiv și toată lumea dădea ture pe buclă din drumul Taberei. Aia era șmecheria. Aia era șmecheria la vremea respectivă. În vogă atunci erau urși, cam singurele mașini ce începuseră să apară după Revoluție. Așa. Aș fi zis ce sunt urși, da, nu zic că vorbesc mult. E 30. Mult. Vorba aia, știi, zic că n-am cum să întrerup invitatul. Te rog, continuă. Așa. Pasiunea venind de la sine, văzând toate mașinile, am mai trecut pe lângă Florica, pe acolo, el meșterea la celebrul lui Urs Galben de la vremea respectivă, am zis prima mea mașină, asta trebuie să fie. Mai târziu am fost coleg de incintă la muncă cu Haiu, cu DGH-ul, pe vremea când erau și ei la început, cu Ursul Roșu, Ursul Alb al lui DGH-ul, când încă avea un 1.8S pe mașină, nu avea M5 Turbo. Mi-am cumpărat și eu Urs, de la un coleg tot de la muncă, un 2.5, 4x4, la vremea respectivă. X, cum zic băieți. Da, corect.
Și de acolo a început tot. După care, o grămadă de bani băgați în urs, evident, a venit vremea cu taxa de primă înmatriculare, toți zici, mi-au dat mașinile, am zis, gata, trebuie să trec și o să evoluez. Vinde, cumpără pisică. Am zis, nu mai iau 2.5, iau un 1.8S. Iau un 1.8S-ul, a fost fun, o săptămână, după care nu mai m-a plăcut mașina, vânzare, cumpără alta 2.5. Mulți bani băgați și în aia, urma să pun turbo, în rest era făcută toată, însă nu m-a ținut caroseria. Început să cedeze sudurile pe la oale și așa mai departe. Volkswagen Polo GTI, după aia Z4, Golf GTD și Nissan-ul acum. Bun, ce te-a făcut să treci dintre pisică, ce ai zis, Golf GTD, care GTD, e o mașină, da, diesel, da? Mașină diesel. Așa, ce ai mai avut? Z4, care a fost o mașină cabrio, nu? Cabrio. Cabrio, tracțiune spate, tracțiune aspirat, spate, motor, aspirat, 2.5. Okay. Nissan 350Z, tracțiune spate, tot aspirat. Da. Și ce a mai fost vreuna? Deci pisici, Polo GTI. Polo GTI, la fel, turbo, da, față. Turbo față. Cum, dintre toate astea, cea mai bună? Nu neapărat cea mai bună, aia care te-a impresionat pe tine cel mai tare. Polo. Pe ca bogați. Polo, fiindcă... Zi, Polo te-a impresionat cel mai tare. Da. Se putea aduce mult mai sus mașina, însă ca putere, ca putere, okay, da, m-am oprit la un stage 2 plus și am dat-o. Că era mică, era roșie și mă cam strângea. Da. Bun. Da, aia te-a impresionat cel mai tare. Da. Și ai ajuns la Nissan. Da. Mi-am dorit întotdeauna Nissan-ul, de când a apărut modelul 350Z. La vremea respectivă l-avea Rusea. Mhm. Okay. Mi-a plăcut foarte mult mașina. Ăla negru. Ăla negru. Okay. Așa, mi-a plăcut la vremea respectivă cum arăta mașina și așa, băi, la un moment dat respectiv, adică era acum 10 ani cred că era mașina aia, dacă nu și mai mult. Dacă nu mai e bine. Da. Dacă nu mai e, okay, bine. Și ai zis, bă, trebuie să-mi iau un moment dat, trebuie să-mi iau și una, să, okay, văd ce și cum. Să văd și eu care-i treaba. Am căutat, m-am documentat un pic și m-am hotărât să iau strict facelift-ul. Facelift-ul vine cu alt motor. Ăsta e facelift-ul? Ăsta e facelift. Okay. E ultima generație. 350, da, venit, că după aia, da, a fost 370. 370. Okay. Adică acum e 370. Da, încă mai e. Încă cred mai că ăsta e ultimul an în care se va mai fabrica. Okay. Motorul mult mai revizuit. Practic am 80% din motor e revizuit. Mai multă putere. Elemente optice, alte faruri. Capota care a păstrat umflătura aia pe mijloc. Tipic 240Z după vrei vremuri. Vrei să zic eu cum se numește? Yes. Umflătura aia? Mm? Power Dome. Power Dome. Mă, japonezii nu cred că îi spuneau așa. Așa? De, nu știi tu de BMW ăștia? Power Dome. Da, bun. Așa. Și cam atât. Singurul ne-a ajuns, să-l spun așa, al mașinii. Nu a reușit să găsesc una manuală. Drept urmare, este, da, automat. Există manuală? Există și manuală. Da. Sunt mai rare sau? Nu am găsit la noi. Ah, ok. Și de afară n-am vrut să iau. S-a nimerit să fie asta. A fost și un schimb cu Golful, care nu-l mai suportam. S-a nimerit. Mm-hmm. Dar ce avea Golf? Golful l-a modificat un pic prea mult. Și anume, dacă vă uitați un pic în spate, da, la celelalte, la poze. O să-mi dai poze, da, și o să le punem aici. Și la mașina lui Antipa, de care se plângea cu suspensia aia foarte tare, suspensia aia a ajuns la mine. Și roți și așa. Și după evenimentul din vară la All Stars, unde am făcut toată autostrada cu 70-80 la oră, că mai mult nu se putea. De ce? Era mult prea dură mașina, prea coborâtă, dădeam cu ea și dus întors am mers cam 70-80, la întoarcere am pus-o la vânzare. Mm? Bine, am făcut o stoc după care am pus-o la vânzare. Și s-a nimerit să fac schimb cu Nissan.
experiența ta și că vom intrat în subiectul ăsta cu stock versus modificată și așa, și pentru că tu ai avut multe mașini modificate, că niciuna n-a fost stock, toate mașinile au fost modificate. Și le-ai vândut, le-ai schimbat, le-ai nu știu ce. Ce poți să le spui oamenilor din experiența ta? E mai simplu să vinzi o mașină stock sau o mașină modificată? Clar, o mașină stock. Dacă știu că nu vor să țină o mașină foarte mult timp, să se limiteze cu modificările, fiindcă sunt găuri negre toate în buzunar. Când zici să se limiteze cu modificările, adică la ce te referi? Să nu facă lucruri care nu pot fi reversibile? Adică hai să tăiem aripile și să punem white body kit? Și sau asta hai să schimbăm bările și pragurile și să le oprim pe alea originale? Nu, dacă m-aș limita doar la o suspensie și eventual alte roți aftermarket. Păi da, dar vezi tu cum spun mulți împătimiți și indoctrinați și puriști ai domeniului filateliei de tuning, spun că mașina care are suspensie și roți nu e tuning. Ne trebuie băr de fibră, ne trebuie eleroane, power domuri. Suntem în 2019 power și domuri. S-a cam dus eleroane. S-a dus praguri, nu? Nu. Bun, da. Deci dacă zici că nu se mai poartă bine. Sunt stiluri diferite, în sfârșit fiecare este liber să-și modifice mașina pentru sufletul lui. Eu așa consider și dacă el este fericit cu ceea ce vede în oglindă sau cu ceea ce parchează și se întoarce și se uită și zice da, mă, mie asta îmi place. Power dom. Știi ce zic? Este extraordinar. Corect. Nu trebuie să-ți faci mașina pentru nimeni, nu trebuie să-ți faci mașina ca să te accepte cineva la un eveniment, nu-ți dă nimeni bani pentru că ai mașina modificată în anume fel sau că ai vopsit-o verde sau galbenă. Și atunci dacă pe tine te mulțumește chestia asta, fă ce-ți place ție și ce-ți convine ție. Corect. Pentru că banii tăi sunt acolo, tu ai investit pasiunea muncă, ta, bani, pasiune și așa mai departe. Da. Nu știu, probabil că nu toți oamenii gândesc așa și atunci sunt liberi să facă ce vor. Sunt mai multe stiluri. Ai vorbit mai mult de 5 minute. Da. Mai pun întrebări? Da. Te rog, continuă tu acum. Bun, care sunt planurile de viitor? Planurile de viitor, să-i mai punem două scaune, un haion în spate și probabil niște turbine. A, nu e de vânzare? Ba, deci eu scriam 0,7. Deci tu ai vrea să-i pui scaune și roll cage? Nu, scaune unde? Uite-te un pic la aia. Unde să mai pui scaune? Dar cred că vezi să-i schimb pe astea. Nu. A, nu? Alte scaune. Alte scaune, da. Planurile să trec la ceva mai mare, o altă mașină. Asta dacă reușesc să o și dau, fiindcă la noi toată lumea, motor mare, impozit mare și așa mai departe. Dar cât e impozitul la mașina asta? 50 și un pic de milioane. Deci asta dacă îl plătești la începutul anului, dacă îl plătești la sfârșitul anului și cu reducere, însă e și o dobândă lunar. Nu știi de asta. Nu știu. Da. Adică deci dacă plătești la începutul anului, la începutul anului, afară de reducere, acea reducere, e stoc. Dacă plătești la sfârșitul anului, în afară că nu mai ai reducere, deci în fiecare lună dobândă, se calculează deci o dobândă. Se ajunge la mai mult. Undeva încă vreo 100 de euro. Deci ajungem spre 60 de milioane. De da. Dar e un risc care ți-l asumi. Nu toată lumea merge cu Nissan 350Z în oraș? Adică sunt multe în oraș? Am vrut să fie pe, mai știu, încă vreo două. Cam atât. Mai e una a lui NFSO, a lui Florin NFSO, mai e una a băiatului pilotului, îmi scapă numele. Aurie, portocalie. Aurie, portocalie. Bă, mai sunt, sigur. Sunt, da, sunt. Nu, dar l-am, nu l-am văzut la semafor ca golfurile, adică. Dacă există și opțiunea Bulgaria. Eu am vrut mașina pe România, să nu am probleme cu poliția, să nu mă oprească, să mă ia la control cu acte, să ajung la sfârșitul anului tot acolo, fiindcă nu scapi fără să... Păi și în Bulgaria cred că plăteai undeva la 5-600 de euro pe an. Plus drum, plus mers pe platformă, plus... Nu era o diferență. Așa n-am avut niciun fel de problemă cu poliția, de fiecare dată când m-a oprit. Dacă oamenii care se uită la episod știu cât ar fi impozitul la mașina asta în Bulgaria, poate să ne scrie să vedem care e diferența între Bulgaria și România. Ea este la zi. Cu tot. Ea este la zi, deci dacă cineva dorește să o cumpere... Aștept ofertele. Se oferă fiscal la zi. Chiar pe anul în curs, în avans. Cum ai tu pe Instagram? Fara Cristian, nu? Fara Cristian, da, nu? Da, mă găsesc. Fara Cristian, găsesc. Mesaje, zi, frate, cât vrei, 18, cât vrei pe ea? 18.000, cât vrei pe ea? 15.000, 12.000, 11.000, nu știu. Nu știu, chiar nu știu. Nu m-am gândit ca la preț. Gândește. Cât poți să vrei pe aici, nebun? 15.000. 14-15.000. Haide mă, 14.000, haide, 13.000 acum pun banii jos. Punem?
13.000? Merge. O dai pe 13.000? Merge. Da. Zi-mă, da, nu da, fără da, mișto. Da. O dai pe 13.000, nu? Aștept cumpărătorul să vină. Ai văzut, mă, frate, cum a făcut prețul 13.000 instant. A, pac, tăia pac, direct. Banii aici au ochii la ușă și ai plecat cu Nissan-ul. Bă, arată frumos. E statică suspensia, bă. Statică, nu da, se ridică. Nu face nimic. Racing, așa nu, e. Nu. Și cum te descurci în oraș? Nu prea mă descurc. Nu te descurci? Nu. Am înțeles. Bine, și deci cine vrea să o cumpere nu se descurcă cu ea în oraș. Merge poate tare? Ridica. Merge tare? Merge destul de. Consumă mult? Băi, nu. Fiind motorul de care ziceam revizuit, se l-au gândit bine băieții și e totul ok. Adică undeva acolo, la un 14... 14 am mers normal, nu mers normal, să-i dai da, da, acoții, numai 6.000 de ture 6.000, și tras și nu știu ce. Merge lat? Dar pentru un motor merge lat? Și lat, e blocant merge de fabrică. Are blocant? De fabrică. Bă, ce nebună e, bravo, da, foarte bine pentru merge. Nissan. Nissan e forță, nu BMW-ul. Da, am vrut-o fiindcă... Știi, mă, de la, știi, de la fiert pe BMW, știi, continuu, dau un BMW în continuu. Nu, dar n-au blocant, au ăștia blocant de la BMW? Doar la M, nu? Doar la M, da. Atât, nu? Atât. Și asta e M? Nu. Ciudat. Adică nu e nismo. Nu e nismo. Ciudat. Nu știu de ce. Unii zic că mureau cu ele, frate. Și că erau prea periculoase cu blocante, știi, BMW-urile și l-au scos. Da. Nu mai punem, că e prea periculos. Moare lumea. Jură și au judecat-o. Nu te mint. Cine vrea blocant în ziua de astăzi, cutie manuală, deja au ajuns niște rarități și opționale. Și la Porsche, dacă vrei în momentul de față cutie manuală, plătești separat. Pentru ea. Am ajuns în era automatelor, cred că este vrem, mai nu vrem. Ușor să produci o mașină cu cutie automată cu putere mai mare decât să o produci cu cutie manuală. Clar, și atunci clar, s-au schimbat puțin rolurile, știi, înainte plăteai în plus pentru cutia automată da, 1.200 de euro și manuala era mai ieftină, acum la manuala sau ce puțin la mașinile sport, o să știi, devină la mașinile basic opțională. Da, e da, pe da, cale de dispariție, vrem, nu vrem. Da. Încă mai țin. Da, e ca și benzina. Ca și mașinile astea clasice, cum le știm noi, da, toate se transformă electronică, sisteme, merg singure, pornesc, se opresc, se deschid ușile, se închid, adică ăsta e viitorul. Bun, ce îți cumperi dacă vinzi mașina? Probabil un Audi. Nu vrei să spui RS4, ți-e rușine. Nu. Probabil, stai, nu ești convins, poate ți-e RS6. Convins. Poate mi-e o RS6. Deci să înțeleg că aștepți un copil. Când difuzați episodul? Băi, când difuzăm episodul? Băi, nu mai zicem din casă, am vorbit și de data asta mult, n-am putut să mă abțin, asta e, îmi pare rău. Pentru întrebări o să vedeți materialul Q&A, probabil o să aflați mai multe lucruri acolo despre mașină și despre dotări și despre stilul lui de viață, probabil, habar n-am, nu știu întrebările, ți le-aș fi spus ca să ne pregătim să răspundem frumos, dar nu le-am deschis. Am să intru pe Instagram, pe Stax TV și o să văd acolo ce au spus băieții și o să încerc să scap de catericile alea care chiar nu aduc niciun plus. Dacă vreți și vă place și vă convine ceea ce facem și dacă vreți să vedeți și materialele cu Toyota și review-urile la Mustang și la următoarele mașini pe care o să le avem la Stax TV, subscribe! Iar pentru a fi notificați de fiecare dată când apare ceva pe Stax TV, orice fel de postare, poze, podcasturi, clipurile astea cu interviurile, apăsați pe clopoțel și în momentul în care noi vom posta ceva, voi o să primiți notificare de la YouTube. Ca să fiți primul acolo și să aveți mânuța strânsă garantat. A fost trist, nu? Hai. Dacă n-am vorbit mult? Dacă nu mă las să vorbesc, mă simt cenzurat. Ca pe vreo Ceaușescu. Ha 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 ha